Prieteni dragi, bine v-am regăsit. Iată-ne, cred că la a patra parte a miniserialului nostru despre modificarea acestei bărcuțe. Am întors-o, am început să demontez la ea podeaua pe care am făcut-o experimental pentru ieșirea de probă. Încercăm să facem o cabină. O cabină de la banca asta care va dispărea, până undeva în spate, unde ne va permite să dormim, dar în același timp o cabină care să ne permită să vedem și în față, în timpul în care navigăm. Îi dăm ușor înainte, revenim cu etapele care vor urma construirea acestei cabinuțe. Hai să vedem ce este. Ușor, ușor începe să ia formă. Este partea din față, este doar însăilată. Sunt făcute decât câteva mici finalizări, în ceea ce constă partea din spate cu ușa de acces. Am făcut-o în așa fel încât să avem destul loc pentru a intra. Nu suntem nici mic. Acum urmează să facem scheletul. Îl vom face din lemn în continuare. Am folosit aluminiul ăsta pentru că este foarte, foarte ușor și versatil. Vom face scheletul din lemn și pe urmă vom lua o hotărâre cu ce o vom îmbrăca. Hai la treabă! Iată-ne din nou cu noi postaze, să spun așa, ale lucrării noastre. Îmi cer scuze că vorbesc foarte greu, am dat fibră și este foarte nocivă. Masca am lăsat-o să odihnească și am dat fără mască și acum o simt. După cum vă spuneam, am înaintat. Sper să se vadă o zi de ianuarie cu soare. Am însăilat cabina, am prins-o bine, am întărit-o. Acum vor veni părțile de structură serioasă, fibra de sticlă, geamurile și toate cele care sunt necesare. Am optat pentru laterale, chiar dacă am pierdut puțin din cabină, pentru că știți dumneavoastră, cei care au cabinate, trebuie să legi barca, trebuie să ajungi neapărat în botul ei, de câte ori ai nevoie și de câte ori oprești undeva de pescuit și trebuie să o ancorezi. Eu zic că nu am pierdut, cine știe ce spațiu de dedesubt este câștigat, undeva acolo jos. Dacă se vede, să încerc să... Sub traversele astea, cred că vor veni niște dulăpioare, ceva de depozitare. Interesul este să scăpăm de mult bagaj și să punem necesarul în barcă și decât să te urci în ea și să pleci. Mă bag aici pentru că aici nu bate soarele. Cred că a luat cât de cât formă frumoasă. Mie unul îmi place acum, dacă și dumneavoastră vă place sau dacă s-au găsit și mulți cărora nu o să le placă. Asta este, n-am ce să fac. Mergem înainte. Am dat fibra sus, după cum vedeți. I-am făcut structura pe dedesubt.
I-am dat fibra, acum așteptăm timpul, nu știu dacă ne permite, am dat-o acum cât este cât de cât cald și sunt câteva grade cu plus. La noapte nu mă deranjează dacă îngheață, dacă apucă să intre în reacție fibra. O să-i mai dăm câteva straturi pentru că este foarte, foarte subțirică și vreau deasupra să-i punem panou solar. Geamurile pe lateral, lateralele, trebuie să mai adunăm ceva bănuți, că asta este. Nu folosim din banii casei și numai din ceea ce producem noi cu pescuitul și cu târgul. Îi dăm înainte. Cred că ne vedem mai a sfârșit o zi. În continuare fibra de sticlă, Dumnezeu a ținut cu noi. Am făcut lateralele. Începe ușor, ușor să ia formă. Țin foarte mult la greutate. Am rămas puțin fără pânză de fibra de sticlă undeva pe aici. A ieșit gâlmoșa, dar o să o șlefuim. Pe urmă o să-i dăm o vopsea de protecție foarte bună, vedem și cum se întărește, acum mai necesită să-i mai dăm o dată. O vom izola pe aici, cumva, să vedem cum facem să o izolăm, să nu ne intre apă și începem să vopsim. Am întărit colțurile foarte bine, am încercat să o facem în așa fel încât să nu joace structura deloc. După cum vedeți, este foarte, foarte dură. Trebuie lăsat undeva câțiva milimetri jos, acolo cred că se vede unde sunt cele două picioare, las să aibă loc să joace, pentru că barca, după cum știți, lucrează pe apă, în jurul axei se mai îndoaie. E impropriu spus îndoaie, cred că înțelegeți ce vreau să spun. În continuare, astăzi am luat masca, dar totuși foarte tare, foarte tare rășina și este și spațiu închis pentru că vreau să se păstreze cât de cât temperatură constantă. Deasupra i-am dat ieri, a început să întărească, o lăsăm. Îi pun mai puțin întăritor ca e destul timp iarna asta să se întărească. Nu vreau să o forțez, vreau să lucreze ea în timp cum trebuie. Revenim cu următoarele. Domnilor, revenind după câteva zile de la ultima filmare, între timp am înaintat puțin cu lucrarea. După cum vedeți, am terminat plafonul de fibră, am terminat lateralele de fibră, cele pe care vom călca pentru a veni în botul bărcii. Am terminat de impregnat cu o soluție de închis porii, un fel de lac pentru lemn, înainte de a monta geamurile, geamuri pe care le avem aici. Așa, am făcut pentru față geamul, ca să poți avea acces, nu știu dacă poți să-și filmezi, să poți avea acces și din față și din spate pe toată suprafața bărcii. Am debitat bucățile de material pentru ușile din spate. Folosesc de la geamurile termopan, revin la o discuție, cineva m-a întrebat dacă nu sunt grele. Ramele în sine de termopan sunt foarte ușoare, este un aluminiu de o calitate foarte bună. Am să vă arăt aici undeva. Sper că mai am tăiat. Nu mai am tăiat.
cred că le-am aruncat. Deci structura în sine aceasta, pe care o vedeți noastră, este un geam complet, da? Este partea care susține geamul, deci nu rama geamului, este chiar partea care susține geamul. După ce am dat geamul jos, a dispărut, pot să vă spun cu mâna pe inimă, 90% din... Nu pot să lucrez cu zoom-ul în timp ce filmez. 90% din greutate. Cineva m-a întrebat foarte... Nu, sunt foarte ușoare. Cele două rame, față-spate, după ce am dat geamurile și accesoriile de metal, mânerele și toate cele, jos au 3,8 kg împreună. Deci ceva extraordinar de bun. Pentru lateral am folosit un lemn uscat de vreo 4-5 ani de zile. Așa ceva. Deci foarte uscat, foarte ușor. Fibra de sticlă nu foarte mare, să vedem dacă mai punem deasupra ceva, dacă nu vom veni de desubt, vom veni de desubt cu polistiren și cu și cu tavanul aferent care îl vom face. În continuare facem ușile din spate vor fi din două bucăți. Voi face prima dată rama completă, o voi fixa pe poziție, după care o voi tăia pe din două, voi pune părțile laterale și sper să obținem o ușă frumușică și bună. Îi dăm înainte, mă ține timpul pe loc, este foarte frig, nu lucrez în timp cât este foarte frig. Am avut noroc săptămâna trecută că au fost temperaturi destul de bune pentru a lucra cu fibra de sticlă. Fibra de sticlă a lucrat extraordinar. Am armat, pot spune, după cum vedeți, e foarte, foarte dur. Am armat părțile laterale și acoperișul. Îi dăm înainte, vedem ce iese. Să sperăm că proiectul nostru va ieși frumos și, în primul rând, folositor mie. Domnilor, ne revedem după ce am finalizat ceva mai multe dintre lucrările pe care ni le-am propus. După cum vedeți, am terminat de făcut geamul față, pe care am dorit neapărat să-l fac să se deschidă pentru a avea acces în botul bărcii. Am pus geamurile laterale, încă au folia pe ele și din această cauză se văd puțin opace. Am terminat ușile de spate. Știți că cu asta începusem, dar între timp am înaintat puțin cu lucrările. Aș vrea să termin asta, dacă se poate, de pus toate geamurile și tot ce mai e de închis cabina așa la, cum să spun eu, cam la 80%, după care vor veni 20% finețurile și intrăm la interioare. Îi dăm puțin înainte, timpul este frumos, suntem în ianuarie, poate nu vă vine să credeți. Ne gândim cu drag la timpul care va veni, pe care îl alocăm pescuitului anul ăsta. Să sperăm că ne va ajuta această cabină generoasă. Hai să vedem ce este.
Iată-ne și la finalul unei zile istovitoare. Putem spune că am încheiat cu succes o primă etapă a proiectului nostru. Am terminat 95% exteriorul cabinei, cabina în sine. Deci am încheiat, după cum vedeți, am terminat și partea de spate. Pe peste tot închisă, o cabină luminoasă am vrut de data asta. M-a costat puțin mai mult, dar asta este. Pierdem alte porcări în viață, nu ne uităm la niște bani pentru plăcerile noastre. Revenim, am încheiat, am început și puțin și la bibilire, așa, la dat puțin față. După cum vedeți, a luat o formă, după mine, frumoasă. Acum vom vedea și părerile celorlalți, cu toate că prietenilor de multe ori le-am permis ca să-mi caracterizeze așa lucrările, să mi le judece. Celorlalți care, vulpilor, care n-ajung la struguri, știți dumneavoastră, întâi să facem și pe urmă să discutăm. Lăsăm puțin răutatea la o parte, una peste alta, o cabină generoasă, frumoasă, îi vom da formă și înăuntru, nu vom face paturi fixe, cred, pentru că putem să facem pur și simplu același lucru care îl facem și într-un cort, vom pune saci de dormit jos ca să avem loc pentru bagaj, restul de bagaj, de lansete, de toate cele care ne sunt necesare. Acum să vedem, poate continuăm puțin cu finețurile la exterior, dacă nu vom intra la interior. Am făcut, tot garajul meu este un dezastru, dar asta este, nu-i problemă, îl vom face la loc, vom face curățenie. Până atunci, puțin odihnă, o zi chiar istovitoare, ne revedem cu bine. Cred că avem camera murdară. Așa. Domnilor, a început să ia contur. Ușor, ușor, am terminat sus de vopsit, am izolat astăzi tot ceea ce înseamnă locul unde pot intra picăturile de apă și geamul de față. Cred că se vede tot izolat. Acum urmează să vopsesc părțile rămase. Am început la finețuri. După cum vedeți, am început să îmbrac exteriorul cu lambriu. Folosesc lambriu de plastic, ca acesta este imun în fața apei. Urmează să-i punem niște închideri frumoase acolo unde se vede că a fost tăiat. Mai nou, am făcut tavanul de la cabină și aștept să, cum vă spuneam, să se întărească siliconul acolo pe geamul din față și cred că mâine îi dau vopsea. Continuăm cu podeaua, va trebui să facem puțin curat, să o gândim în așa fel încât să ne fie utilă. Îi dăm înainte, nu ne lăsăm deloc, timpul ne ajută, ceva materiale mai sunt, mai cumpărăm, vedem ce este.
Domnilor, ne revedem la sfârșitul unei alte zile de muncă. După cum vedeți, ușor, ușor începe să concretizeze proiectul. Astăzi am început cu izolarea geamului și vopsirea lui. Timpul ne-a permis, au fost 7-8 grade în garaj și am ajuns spre 10. Acum a apus soarele. Vă aduc aminte, suntem în ianuarie, ceva rar. După ce am vopsit geamul, operațiune care mi-a luat vreo 3 ore și ceva, că e destul de migăloasă, cu izolatul, cu dezizolatul, cu vopsitul, am venit și am pus podeaua. Am făcut curat în ea, i-am făcut niște coaste la podea din brad, brad uscat, din cel care am folosit și la cabină, și podeaua am folosit un OSB de 8. Și pentru a nu avea vreodată probleme cu OSB-ul, l-am rigidizat cu spumă poliuretanică. Am dat găuri de 16 prin podea și am rigidizat cu spumă în locurile unde sarcina va fi mai mare, unde punem piciorul, și cu toate că distanța între coaste e destul de acceptabilă, ne-am asigurat. Lăsăm să lucreze spuma și ne vedem. Până atunci mai filmăm această parte a proiectului dintr-o singură bucată, de aia nici nu am încercat și nici nu încerca să fac mai multe videouri mai mici. Vom face unul mare. Cele cu partea de dedesubt le-am postat deja, dar ăsta va fi dintr-o bucată, cum se spune. Sunt între două ape, așa, nu sunt, sunt puțin nehotărât, să vedem dacă îi punem și parbriz și să vedem dacă îi vom pune și un cort în spate. Totul vom vedea în funcție de cum ne permite ca să manevrăm barca. Asta este lucrul cel mai important. Îi dăm înainte, vedem ce iese. După cum vedeți, a început să ia din ce în ce mai, s-ar putea să mă repet, dar asta este părerea mea, a început să ia formă din ce în ce mai bine. Am pus panoul solar, am terminat cu lateralele de izolat, mai am de făcut de frumusețe să pun
am optat deocamdată pentru această bandă aderentă, anti-alunecare, pot să spun așa, care va masca și marginea. Am terminat de montat numai puțin, cred că dacă în video se vor vedea înainte fotografiile făcute, dacă nu vă arăt eu, am terminat de montat, cum îi spune, partea electrică, cel puțin de cabină. Panou solar. Nu știu dacă se vede panou. Ah, și uite așa, panou solar cu încărcătorul și jos panoul de comandă. Am montat lumină pe interior. Aici aștept să vedem dacă mai punem, mai e nevoie. Aștept să vină noaptea. Nu mai e nevoie de încă un neon sau rămânem doar pe unul singur. Lumină de navigație, roșu cu verde, după cum știți, pe triburd și pe babord. Lumini de staționare și lumini de serviciu, să poți să te folosești în spate. Am terminat podeaua înăuntru, am izolat-o, s-a întărit. Astăzi cred că ajungem undeva la a pune mocheta. Mai erau ceva finețuri de făcut, dar le vom lăsa pentru altă dată. Acolo jos, unde se vede scântura aceea, va trebui acoperită cu o bucată de plastic, dar nu am găsit la mărimea necesară. Continuăm cu, v-am spus, poate reușim de punem mocheta, să vedem, să terminăm înăuntru, închidem ușile și începem pe afară cu finisajele. Îi dăm înainte. Sper că ne vedem. Domnilor, da, cred că se vede. Cât am luat pauză de o cafea, m-am gândit să mai stau de vorbă puțin cu dumneavoastră, să vă mai arăt cam ce am realizat. Astăzi, de exemplu, am realizat parasolarul. Parasolar pe care l-am înserilat dintr-o pergolă veche. I-am schimbat, cum îi spune, prelata, n-am pus acea prelată de pânză și am pus o prelată de asta de camion. El va veni prins de aici, dacă mă vedeți, și de spatele bărcii pentru a sta foarte întins. Este amovibil, adică pot să-l fac, să-i schimb și de aici, de exemplu, unghiul pe care îl folosesc, depinde de momentul când îl folosesc. Am fost dincolo și nu l-am strâns. Îl pot slăbi de aici, de exemplu. Durează puțin, pentru că trebuie să dau o col bărcii să umblu la toate cele patru puncte. Așa, vă spuneam că se poate slăbi de aici și veni cu el mai jos. Dacă stăm, de exemplu, la pescuit și este soare foarte puternic, ia să vedem noi. Să-l coborăm ușor fără să aducem pagube, de exemplu, aici, da? Îl vom strânge aici. Asta se va ridica aici. O să strângem și pe asta puțin și mergem și în partea cealaltă. Să o strângem, să exemplificăm. Asta mai trebuie puțin jos, să fie egal și strâns. Asta puțin sus. Și iată umbralul nostru. Acum, în poziția asta, zic că îl folosim la pescuit, da?
în prima poziție care ați văzut-o, când e mai ridicat sus de tot, în momentul în care conducem barca. Pe timpul deplasării, el se va strânge. O să vedeți cum am realizat strângerea. Deci, scuze că e puțin peste mână. Acum le vom lăsa pe astea slabe. De ce trebuie să strângem? Să nu ne deranjeze vântul în timpul transportului. Lăsăm cât de slab permite. Și o să vedeți de ce vă ziceam că o să-l strângem. În momentul în care aducem barca acasă sau de acasă la lac, nu facem altceva decât îl strângem de tot. El se va apropia. Cum vedeți, îl mai lăsăm puțin jos și dintr-o parte și dintr-alta și se va... Acum vi se pare, și mie mi se pare puțin nevoios, pentru că trebuie să faci 1000 de manevre. Dar în momentul în care ai ajuns pe baltă, nu mai e nevoie de decât o dată pus. Iată-l. L-am strâns. Nu facem altceva decât îl legăm. El încă nu este, zic, mi spune, nu e dată față, e prins decât provizoriu, să vedem. Îl putem, este la partea de jos. Îl legăm foarte bine, vântul trece pe el, nu îl rupe și avem și un biminitop mai personalizat. Sper că v-am arătat pozele trecute, dacă nu o să iau telefonul și o să încerc să... Abașcă. Am montat sonarul cât mai aproape, eu voi conduce undeva de aici, cu prelungitor la mânări. Deocamdată am manșă, după cum vedeți, am mai multe manșe, dar n-aș vrea să-i pun, aș vrea să o las puțin clasică. I-am pus un proiector, ia să vedem dacă panoul solar este încărcat cu două poziții pentru noapte. I-am pus navigația verde și roșie, stânga-dreapta. Tabloul de comandă cu încărcătorul jos acolo, mocheta și acum micile finalizări care le mai avem pe aici, curățenie, am făcut podeaua în spate, am curățat-o, mai am de dat puțin silicon stânga-dreapta până anumite locuri pe unde am văzut eu, de bibilit pe la ușă acolo n-a ieșit foarte frumoasă, dar până la urmă eu am nevoie să-mi fie utilă, cred că pentru prima parte a proiectului este foarte bine. Ce să vă zic? Cam atât de data asta. Ia, ne vedem. Sper că ne vedem. Sunt artist la filmări. Cam atât de data asta. Ne apropiem ușor, ușor de finalul lucrării. Mie îmi place cum a ieșit. Aștept și părerile dumneavoastră. Iată-ne la altă fază a proiectului nostru. Facem niște suporți pentru lansete, pentru setul de lansete care vor fi în permanență, se vor afla în permanență în barcă. Am făcut fața, după cum vedeți, am început să le măsor, să văd care cum ar veni. Am să încerc să fac pentru 2, 4, 6, 8, 16 scule, inclusiv vargă și tot ce mai trebuie. Pentru partea de spate optez și recomand, dacă vreți să mai încercați vreodată, să fac partea de suport unde va veni, cum îi spune, cotorul lansetei. Voi folosi aceste două bucăți de aluminiu, după cum vedeți. Sunt două bucăți destul de elegante și frumoase și ușoare în primul rând.
pe care voi aplica o bucată, voi folosi în primul rând să vă arăt o bucată de țeavă de asta de PVC ordinară. Eu mi-am delimitat ca să pot să le tai egale cele 12 cerculețe. Va fi ceva de genul ăsta, da? L-am tăiat doar într-o singură parte și el va fi cumva prins ceva de genul așa, cu un pop nit sau vedem cu ce putem să-l prindem. Și în momentul în care băgăm lanseta de cât depărtăm și va veni la loc. Simplu și sper eu că și eficient. Încercăm să nu punem nimic în plus față de ceea ce avem cu adevărat nevoie. Ceea ce e necesar, ați văzut când ești cu barca și ești departe de mal și de mașină și nu ai. Îi dăm înainte. Cred că ne vedem cum proiectul nostru se apropie de final. Să oprim aparatul de sudură să nu ne mai perturbe. Așa. Trebuia să vă arăt și peridocul modificat. După cum îl vedeți, l-am făcut special pentru barca asta, dar universal pentru mai multe bărci. I-am făcut un lift, nu știu dacă ați mai folosit. În momentul de față, de exemplu, liftul este ridicat, am să vă arăt cum funcționează. Este momentul în care punem barca la apă și lăsăm barca la apă. În momentul în care suntem pe drum, nu facem altceva decât din maneta pe care o am făcut aici, lăsăm liftul în jos, da? Și barca va rămâne pe laterale pentru a se așeza mult mai bine. Am ajuns în dană, nu facem altceva decât ridicăm liftul, avem aici undeva unde îl blocăm pentru a nu veni în față înapoi, lăsăm barca la apă, și ne vedem de drumul nostru. Mai vă arăt o dată, sper să se și vadă. Asta este manivela, pur și simplu o lăsăm în jos, se lasă sub nivelul acesta, barca rămâne suspendată pe laterale. Ne apropiem de final, hai să vedem. Domnilor, bine ne-am regăsit. După ce am lucrat la peridoc, am achiziționat din târg doar partea de motor, un motor foarte puternic de vreo 100 și ceva de libre, ce merge până pe la vreo 48 de volți, dar eu n-am nevoie decât pentru 12 volți, pe care l-am montat pe o menghine de la motorul ăla de acolo, dacă îl vedeți. Așa, motorul ăsta, l-am dat menghina jos, am colaborat cu un prieten strungar și l-am pus pe barcă. 90% este gata, mai am de făcut partea de comandă de viteze, i-am descoperit și legăturile. Un motor care sper să ne ajute în momente de greutate sau în momentele în care nu avem nevoie să folosim motorul termic. Eu zic că vine foarte bine suportul pentru motorul de rezervă, numai că rând după noi un motor termic, având în vedere că avem încărcare și pe Honda noastră și pe panourile solare. Cu două acumulatoare ne descurcăm foarte bine. Pe lângă toată chestia asta, o nebunie de cadru, cred că se vede, o nebunie de cadru pentru colac și
pentru baloane de acostare, pentru parâme, pentru tot ceea ce mai am eu acolo, de cărat după mine. Este un inox extraordinar de ușor, tot cadrul ăsta n-are un kilogram și ceva, făcut de un alt meseriaș înainte. Eu de cât l-am modificat, i-am făcut un cadru și l-am pus pe geamul de față. Geamul de față, atât timp cât nu avem comandă înăuntru, ne trebuie decât pentru lumină. Pe lângă toată chestia asta, am luat de până târg, de până talcioc, două plase de țânțari deja făcute, pe care le-am tăiat, le-am modificat și am făcut plasa. Vedeți rama deocamdată, că nu am plasa, rama pentru plasa de țânțari. Îi vom pune plase, să vedem dacă necesită balamale, dacă nu cu un montaj, cu, cum îi spune, cu instalare manuală. Peridocul, știți foarte bine, am muncit la el, mai am depus două role pe spate, dar nu le pot pune decât în momentul în care voi ridica iar barca pe el. Mai am puțin de lucru în spate, la uși, partea de închidere. Am făcut închiderile, cred că le vedeți, pentru partea de față, pe ambele părți, să nu ne joace în timpul mersului și în timpul marșului. Stau foarte bine, se închid foarte bine, încolo, Dumnezeu cu milă, îi dăm înainte, suntem pe finală. Foarte entuziasmat de partea de motor, am găsit-o la un prieten din târg, care și-a făcut milă de mine și mi-a făcut și un preț pe măsură, pentru milogi, cum se spune. N-am decât să-i caut o parte de comutator și să mă bucur de el. Hai să vedem ce iese în continuare. Așa, să vă aduceți aminte și de mine. Încă un pas către finalizarea lucrării. Până băgăm peridocul, ne este mult mai ușor să lucrăm aici. După cum vedeți, am demontat temporar acel parasolar, pentru că nu-mi intră peridocul datorită înălțimii garajului și nu voi putea să-l scot afară. Până atunci, vă spuneam, mi-am făcut suportul de lansete. Cred că se vede, sunt 6 posturi, nu folosești niciodată atât, dar este nevoie ca să ai o suprafață mai mare. Sunt chiar 8 posturi, dacă ținem cont și de cele ale originale ale bărcii. Eu nu folosesc mai mult de 2-3 lansete niciodată, nici nu este indicat. După cum vedeți, am pus provizoriu un cotor care stă foarte bine. El este amovibil, îl miști cum vrei. În momentul în care ieși pe drum și nu vrei să te deranjeze, nu-i faci altceva decât îl pliezi, da? Mă gândesc acum dacă nu cumva ar fi trebuit să-l las puțin mai jos pentru a nu ne încurca. Da, nu cred că ne încurcă, nu are cu ce să ne încurce aici în spate. Vom vedea după primul drum. Am uitat să vă spun, este reglabil pe înălțime. El ajunge până la înălțimea asta de aici. Am niște orificii cu niște bolțuri, o să încerc, sau cu ceva siguranță, dacă nu vor merge bolțurile, care le voi înălța în funcție de nevoie, dar după cum se prezintă, mie mi se pare foarte bun. Curățenie, terminăm depus și de remontat cutia de la acumulator, puțină curățenie și așteptăm peridocul. Am cam ajuns la final, mai sunt câteva finețuri, poate am și obosit, poate mi-e și dor să ies într-un fel sau altul pe apă. Mai am, după cum vă spuneam, comanda la motor, asta o voi face, trebuie căutat un comutator puțin mai special și îi dăm bătaie. Scoatem afară, după care vom pune Honda noastră de 10 cai, poate râdeți, o să o vedeți pe apă, eu am nevoie de marș și nu de fugă. Ne revedem. Dragii mei, ne regăsim, ne vedem, cred. Vin astăzi la întâlnirea cu dumneavoastră cu un video dedicat motorilor electrice și nu neapărat să vă prezint vreun motor sau altceva, vreau să vă prezint ceea ce încerc eu să fac. Știți, proiectul, continuăm, da, cu proiectul nostru. Am adaptat motorul găsit în târg, este un motor de vreo 100 de libre,
fără comandă, deci nu am găsit decât partea de motor și cablurile, fără comandă. Ce am făcut? M-am tot gândit ce să fac, să-i fac comanda, să-i o construiesc. Am făcut tot felul de scheme cu rele, ieșea destul de mare, ieșea destul de complicată. Are, i-am dat și de viteze, i-am dat și de înfășurările de viteză. Mă încurca puțin și înainte și înapoi și după vreo săptămână și ceva de, între ghilimele, studiu așa, am optat pentru un controller. Am optat pentru un controller, se găsesc când am investit 160 de lei și am mai investit ceva bani în motorul acesta și sper că în momentul în care îi vom face probă și sper să-i facem împreună, astăzi montăm controller, l-am pus decât l-am pozat puțin așa să-l vedeți noastră cam cum ar veni. Nu i-am pus firele sunt încă în aer și aștept să le facem legături cum trebuie, să le lipim, să le cositorim, dar nu ne jucăm pe apă. Mă încurcă faptul că nu-i găsesc o cutie, dar până la plecarea pe apă îi voi găsi ceva unde am să bag acest controller și am să-l pozez undeva pe aici. Și am să-l pozez undeva pe aici în așa fel încât să nu ne încurce. Motorul o minunăție. Nu știu după ce barcă vine. Nu a fost un motor de mână. A fost un motor montat definitiv pe o bărcuță. Cred că a venit din fabrică ceva. Ceva mai deosebit. Sunt mulțumit. I-am făcut probă pe direct. Merge foarte bine. I-am inversat polaritatea și merge și înainte și înapoi. Acum trebuie să facem cumva ca să nu ne chinuie. N-am să vă bat la cap cu bazaconele ce urmează, cu cositorit, cu pus, cu așa. Ideea este că dacă avem puțină grijă, trebuie să respectăm polaritățile și să vedem dacă ne iese ceva. Revenim imediat. Bun, am pus partea de alimentare. Atenție mare, dacă nu avem puțină pregătire de specialitate, este recomandat să ne ajute un prieten care are ceva pregătire în școală. Eu prefer decât să pun papuci aceia electrici prin școala veche, eu am electronica la bază, decât să pun acei papuci prin, cum îi spune, prin clipsare, prefer mai bine să fabric eu direct papucul prin cositorire. E puțin mai dificil, pot spune, dar zic faptul că iese ceva mai deosebit și durabil. Atenție mare când, deci dacă cumva vi se defectează partea de comandă sau se arde ceva în partea de comandă de la motorul de barcă, este bine să optați. Sunt pe piață, nu e și una de oferte. Eu am preferat o ofertă de la o firmă verificată, pentru că sunt, știți foarte bine, pățicii cu sonarul pe care am plătit 5 milioane și am cumpărat o cameră video. Deci am luat un lucru cu garanție. După mărimea motorului și după firele care le are, sunt fire de 5,5-6. Consumul este destul de mărișor și am optat pentru unul mai scumpus de 80 de amperi. Nu cred că motorul ăsta va atrage 80 de amperi în marș, dar e bine să ne asigurăm că nu avem probleme. Cei care știu pe apă, este altceva decât pe uscat și nu ne permitem să ne jucăm. Încercăm să punem și partea de motor și revenim, vedem ce iese. Eu spun că am încredere că va funcționa, vom vedea. L-am probat pe ohmetru și semnele sunt bune, acum să vedem cum se comportă și în sarcină cu motorul. Rămâne să vedem. Bun. Până aici totul bine și frumos. O să vă întrebați ce sunt cu firele astea.
Mi-am pus problema vreodată, asta este partea de alimentare către baterie. Am făcut-o în așa fel încât să ne ajungă până la baterie. Mi-am pus problema vreodată că acest controler nu-și va face treaba și atunci am preferat să trag pentru celelalte două faze ale motorului, celelalte două trepte de putere, să trag fire separate. Da? În caz de, Doamne ferește, dăm controlul la o parte și trecem pe clasic, pe comutatoare, vedem noi. Sper să nu ajungi, să nu avem nenorocul ăsta. Am montat, am controlat încă o dată să vedem ce se întâmplă. Am să mă duc să alimentez de la un acumulator asta. Sunt puțin stresat pentru că trebuie să mă asigur că n-am făcut vreo greșeală. Am să mă duc să alimentez de la un acumulator, cum îi spune, să scoatem ăsta din priză, motorul de barcă. Punem prima dată un plot, de obicei se pune masa, dar acum nu avem circuit, putem pune pe oricare că bateria este afară. Punem un plot și după aceea punem și al doilea crocodil, dar fără să-l strângem, îl atingem. Dacă cumva există scânteie, înseamnă că ceva nu este în regulă și avem un consumator sau un scurt. Normal, ăsta este închis, deci butonul de pornit și de deturație, n-ar trebui să se întâmple nimic. Nu știu dacă o să mă vedeți, mă duc pe partea cealaltă să alimentez. De auzi, ne auzim. Am ajuns, vom lua cei doi crocodili, nu știu dacă încă o dată, nu cred că mă vedeți. Ne uităm la polaritatea acumulatorului, îl punem pe primul. Și după cum vă spuneam, încercăm și nu se întâmplă nimic. Acum este alimentat. Haideți să vedem ce am realizat. Ia să încercăm noi să ne apropiem. Să ne apropiem. Am să țin cu mâna. Deci, să dăm spre noi motorul, să vedem controlerul. Este, deocamdată este în aer. Elicia este aici. Nu facem altceva decât... Ia, totuși să o punem. Să o punem undeva. Cred că ne vedem. Ia să vedem. Da, ne vedem. Asta este dovada că va intra tensiune. Deci... Ceva se întâmplă. Punem pauză și ne uităm iarăși ce se întâmplă. Am verificat tot este în regulă. Să vedem. Sper că ne și vedem totuși. Nu aș vrea să ratăm partea asta, pentru că interesul este să vedem și Elicia. Interesul este să înțelegem ceva din... Dacă acest controller se comportă extraordinar de bine, gândiți-vă că putem să ne facem propriul motor de barcă. Haideți să vedem totuși, că de asta suntem aici. Da. Deci cauza au fost acei, cum îi spune, crocodili care nu făceau contact. Bun. După cum vedeți, acesta este volumetru și ne arată gradul de putere, de, cum să spun eu, puterea la care folosim motorul, da? Acesta este comutatorul unde avem cele două faze, înainte sau înapoi. Sper că se vede și Elicia. Am dat într-o parte, nu știu cum este deocamdată montat, vom afla. Și acum îi dăm. Cred că se vede, să mă asigur că se vede, lăsăm să meargă. Bun. Dumneavoastră o să vedeți Elicia, eu nu am să fac altceva decât am să mă joc cu potențiometrul de putere. Cred că vedeți și merge extraordinar de frumos. Este aproape 100% din putere. Bun, revenim. Acum îl dăm pe punctul 0 și schimbăm. Cred că se vede cumva mâna mea, schimbăm sensul.
asta. Eu zic că merge foarte bine. Cred că vedeți, da? Îl las undeva la 40%. Îl dăm pe 0, da? Dăm, asta este înapoi. Acum dăm înainte. Înainte, 0, înapoi. Da, este perfect. Hai să-l dăm pe înainte. Bun. Și mai revenim o dată. Putere maximă. Revenim la putere, viteză până la urmă, da? Motorul se aude extraordinar de bine și de frumos. Sunt extraordinar de mulțumit. L-am luat la noroc, să spun așa. L-am luat la un preț destul de bun. O dăm pe 0 și oprim. O să scoatem și din tensiune. Deocamdată nu riscăm nimic, am făcut ceea ce e mai important. Mai urmează cutia, montat undeva, va veni așa. Așa ceva de genul. Da? Nu ne va încurca. Aici va... Ce se întâmplă? Încercați să izolați toate legăturile electrice. Eu am făcut acele, cum să spun eu, ochiuri care le-am cositorit, pentru că contactul mecanic este mult mai bun decât prin strângere. Poți să știi prin mișcarea bărcii, prin știi ce se întâmplă pe apă, un papuc să se desfacă sau să pur și simplu să oxideze între papuc și fir, și atunci te uiți lung că nu te ajută. Motorul ăsta este de rezervă. Eu am motor termic, știți foarte bine pe barca pe care o vedeți, care știți despre ea că i-am făcut cabină și toate cele, și despre asta am discutat în urmă. Astăzi discutăm despre acest motor. Am pus motorul, l-am modificat, i-am pus o cizmă, cred că mă repet, dar vă mai spun o dată, o menghine de la un motor de vreo 6 cai, care vreau eu să-l fac electric, dar am avut norocul și l-am găsit pe acesta. I-am pus asta, m-am dus la un strungar, mi-a făcut pur și simplu, nu mare lucru, decât norocul meu a fost că tija originală a motorului electric s-a nimerit cât de cât pe axul motorului de 6 cai. A mai trebuit puțin, așa zis, între două ghilimele bibilit, dar a ieșit, da? Este amovibil, se mișcă foarte bine. L-am făcut în așa fel încât să pot să-i protejez elicea în timpul mersului, nu știu dacă se vede, să nu stau cu elicea în afară, da? Va fi cumva fixat. Asta se lasă ușor dacă ai nevoie de... Se lasă pur și simplu, zic cum îi spune, în apă, cât ai tu nevoie ca să-l bagi mai în adâncime, deși nu cred că în poziția în care este, eu cred că va ajunge destul de bine. Va ajunge... Așa, să revenim. Va ajunge la apă. Una peste alta, putem face un motor electric noi cu mânuțele noastre. Eu am avut nevoie de motorul ăsta mai puternic, fiind barca destul de mărișoară, dar încercați să fiți creativi. Luați un motor de trotinetă, de orice. Citiți. În genere trebuie să citiți despre puteri, despre așa, și să fim... Nu ne trebuie decât puțină bunăvoință și creativitate și ne facem propriul motor. Motorul ăsta l-am căutat pe net undeva, l-am găsit la nivelul de vreo 1300 de euro bucata, dar sunt motoare care nu au comandă la mână, comanda era undeva la bordul bărcii, deci 1300 de euro. Eu am dat pe el ce am dat, l-am ridicat cu tot, fără muncă. Munca este a mea, este plăcerea mea să fac așa ceva. Tot cu strungar, cu ce am dat pe el, la nivelul de 100 de euro. Ce să vă spun? Hai să fim creativi, deci se poate. Ideea este să ne asigurăm că luăm lucruri bune. Nu facem reclamă, se găsesc astea în funcție de puterea motorului, găsiți aceste controlere unde doriți noastră. Puteți să faceți din orice fel de motor de 12 volți. Eu am optat 12 volți, cu toate că motorul la bază se poate alimenta motorul, nu vorbim de controller, de la 12 la 48 de volți. Doamne ajută, sper că v-a ajutat această parte puțin mai neobișnuită a videourilor mele, dar aș fi vrut și eu să găsesc la cineva un sfat, așa, și asta pentru, eu știu, pentru
ce va urma și poate pentru unul care vrea să să-și facă el cu mânuța lui. Gândiți-vă că este foarte, foarte ușor. Extraordinar de ușor. Totul e să vrei, totul e să respecti puțin legile fizicii și restul vine de la sine. Doamne ajută, ne revedem. Dragilor, iată-ne și la finalul proiectului nostru. Asta este munca pe care vă prezint, care ați văzut-o în mai multe poze puse de mine, de fotografii puse de mine și câteva comentarii. Am încercat să arătăm mai mult ce am făcut decât să vorbim. V-am arătat și motorul. După ce am făcut probe, am găsit și partea care va veni pusă pe el, cutia aceea specială, o cutie care să devină impermeabilă ca să nu avem niciun fel de surpriză cu apa. Am terminat și plasa de țânțari, este pusă înăuntru, am terminat barca, una peste alta, mai sunt două role de pus la peridoc în spate și pe apă. După cum vedeți, suntem într-o zi ploioasă. Sufletul nostru este însă este luminos, este bucuros. Sunt foarte bucuros eu în sine pentru că am reușit încă o dată să las ceva cât de cât în urma mea. Mă refer la partea asta cu pescuitul. Am mai multe proiecte în viață realizate, dar noi acum vorbim strict de către pescuit. Puțină curățenie înăuntru. Începem să punem cutiile necesare. Am luat mânările prelungitoare, unul făcut de mine, unul cumpărat pentru motoare. Unul îl voi folosi la motorul electric, celălalt îl voi folosi pe Honda mea. Sper să ne găsim cu bine de pe malul apei. Mai trecem o dată în revistă munca de câteva luni de zile. Adevărat, nu zi de zi, dar o muncă destul de asiduă. Și cu greutăți, că e greu și singur. De multe ori e mai bine să fii și singur cu gândurile tale. De multe ori ai nevoie și de un prieten cu care să mai stai de vorbă. Ce să vă spun? Sper să vă placă. Sper să placă prietenilor adevărați. Dar nu, cei care vor să comenteze pe lângă sunt liberi să facă lucrul ăsta. Eu, dacă fac socoteala la banii pe care i-am băgat, depășesc bugetul unei cabinate cumpărate, dar acea cabinată era făcută de fabrică, nu de mine. Asta e nebunia. Una peste alta, poate apucăm, suntem înainte de prohibiție în perioada în care filmăm, poate apucăm odată să o punem pe apă pentru pescuit, dacă nu ne vom duce de plăcere, și să ne revedem condițiile în mână, vorba aia, cum se spune. Altceva, Doamne ajută, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, îmi pare rău și într-un fel îmi pare bine că nu am lungit-o mai mult, dar deja are o oră și ceva acest video, dar este puțin mai complex, este o lucrare puțin mai complexă și a necesitat, am încercat la minim să postez decât părțile importante. Au mai fost și greșeli, s-au remediat, asta este, asta înseamnă să faci totul cu mânuța ta. Dragii mei de la Vălen de Munte, cu mare respect pentru toți prietenii mei de pe YouTube și cu toți pescarii pentru toți pescarii din lume, Florin Pescarul Nebun vă salută și vă doresc un sezon cu fir întins, un sezon liniștit și să ne revedem cu bine. Doamne ajută!